3, 2, 1, acțiune! Cum este chimia cu noii colegi de set? De când fac meseria asta, n-am întâlnit o echipă cu care să mă înțeleg atât de bine. Atâta bun simț, atâta profesionalism, rar am văzut. E o întâmplare fericită pentru mine. Conturarea personajului și aducerea lui la personalitatea proprie a reprezentat o provocare? Să spunem o provocare, sub diverse aspecte l-am mai jucat în teatru mai ales. Am avut un fel de ucenicie cu marele și regretatul Alexandru Tocilescu într-o piesă care se chema Poker. Jucam un miliardar de carton. Apoi în Breaking News am jucat la fel un personaj, dar nu chiar de mahala, cum este ăsta, dar distins. Un fost măcelar dinainte de 89, care e în fruntea unora. O caracteristică care vă place cel mai mult la acest personaj? E trecut prin toate. A ajuns la o vârstă în care își permite să și glumească foarte mult, dar să fie și rău când e cazul. Cum credeți că va percepe publicul acest nou personaj? Eu cred că va fi doritor de această zonă, pentru că este o zonă tentantă, o zonă care n-a mai fost exploatată la modul la care este exploatat acum în acest serial. Este foarte dinamic, este extraordinar de bine scris. Este pentru prima oară când mi se întâmplă să nu schimb un cuvânt din ceea ce e scris. Se vede că e scris de oameni care știu ce înseamnă scena. Și automat ecranul. Dar e foarte vorbit totul, cum spunem noi, cum stăm noi de vorba acum, așa este scris la lux de amănunte și de reacții și de intonații. O bucurie. Spuneți-mi o activitate preferată pe care o aveți în timpul dumneavoastră liber. În timpul liber ar fi în notul, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, cititul pieselor de teatru, cel mai mult, răspunzând și de teatrul de comedie, sunt obligat să citesc mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Dar e o bucurie. E o bucurie pentru mine să citesc, să descoper lucruri noi. Vezi serialul pe Voio.